Stimați, respectați și iubiți frați Sima și frate Stoica, Excelența voastră, domnule ministru, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați consilieri, dragi colegi de slujire în bisericile noastre, vreau să mulțumesc Institutului Teologic Baptist pentru invitația de a participa la acest eveniment și pentru că seminarul baptist, cum îl numim noi, are un loc personal în inima mea, atât prin implicarea mea directă, cât și prin implicarea părinților mei în slujirea acestei instituții. În primul rând vreau să aduc salutul Facultății de Teologie Baptistă. Ați auzit că noi suntem, de fapt, un produs care s-a născut dintr-o relație dintre Uniunea Baptistă, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Educației și Universitatea din București. Și pentru foarte mulți ani, toate școlile superioare protestante evanghelice din România și-au luat acreditarea prin această facultate care a fost prima acreditată. Rectorul Universității, profesorul Marian Preda, transmite salutul dânsului acestei sărbători. De asemenea, profesorul academician Mircea Dumitru, fostul rector al Universității și fost ministru al educației, care este un prieten al nostru, transmite și dânsul salutul său. Vreau să aduc și salutul Alianței Mondiale Baptiste prin secretarul general, domnul Elijah Brown. Chiar zilele acestea este congresul Alianței Mondiale Baptiste, la care am participat și eu, dar online, pentru că trebuia să fie, de fapt, vara trecută în Brazilia și chiar în momentul acela a fost dramatică situația și s-a făcut anul acesta online. Alianța Mondială Baptistă cuprinde 126 de țări, din care avem 241 de uniuni care fac parte și un număr de 47 de milioane de credincioși membri. Dar sediul Alianței este la Washington. De asemenea, primit salutul Federației Europene Baptiste, pentru că în zona aceasta din lume sunt mai puțini baptiști, federația se întinde de la Irlanda până la Vladivostok și din Norvegia, inclusiv în Orient, adică Egiptul, Israelul se află în Federația Europeană Baptistă. Secretarul nostru general, Tony Peck, din Marea Britanie, sediul nostru este la Amsterdam, transmite și dânsul salutul lor și bucuria că astăzi în România există această sărbătoare. Voi înainta scrisorile lor domnului rector, fără ca să le citesc aici. Am vrut să spun că în România învățământul nu are rădăcini foarte vechi, cum se întâmplă în apus. Când am fost student în Anglia, era un colegiu în universitatea mea, se numea Colegiul Nou. Era fondat în 1100. Deci era nou colegiu, era în 1100, știți? O instituție de învățământ din România care sărbătorește 100 de ani este o instituție remarcabilă. Pentru istoria noastră, asta este. Într-adevăr, n-a fost institutul și seminarul de la început universitate. A avut acest obiectiv, dar a durat până când s-a realizat. Dar ca să vă dau așa o perspectivă, institutul are aceeași vârstă ca și Politehnica din Timișoara sau ca și Academia de Studii Economice din București. Și are o vârstă mai mare decât Universitatea de Arhitectură din București sau Universitatea de Construcții, unde mi-am făcut eu prima mea formare profesională, tot în București, da? Și este minunat că Buteni este un loc al începutului pentru baptiștii din România. Și am auzit toată această istorie. Vedeți, în 1919, în iunie, a fost aici o inițiativă să se facă Uniunea Baptistă și în 1920 a avut loc congres electiv. Pe vremea aceea, congresele elective nu erau foarte comune în partea asta de lume. Baptiștii sunt printre primele culte care decis să se organizeze ca o uniune oficială în țara noastră. În 1919 apare revista Farul Mântuirii și în 21 apare seminarul tot la Buteni. Primul congres al cultului a fost tot la Buteni, în 1920. Eu vin de pe valea asta mai de sus, mama mea e de la Alma, și așa cum voi, bocinșenii, trebuie să fiți mândri. Pentru că e mare lucru ce s-a întâmplat aici. Și Aradu, cum a spus domnul președinte al Consiliului Județean. Dar ce vreau să spun prin asta și cu asta termin salutul meu? Baptiștii au demonstrat atunci, știți, baptiștii nu au o teologie naționalistă.
Asta este o chestie a baptiștilor. Noi nu avem o teologie. Acum sunt unii care tot încearcă să o facă, dar noi nu avem o teologie naționalistă, pentru că noi știm că patria noastră este în ceruri. Dar întotdeauna am fost cetățeni buni și am încercat să fim. Dar totuși, dacă vă uitați și citiți chiar teologii ortodoxi, în perioada după 1 decembrie 1918, toți vreau să aibă un proiect de țară. Dumitru Stăniloae scrie despre el, toți. Care e proiectul de țară? Baptiștii au demonstrat prin această inițiativă, Uniunea Baptistă, Seminarul Baptist, Ziarul Farul Mântuirii, că poți să ai un proiect de țară bazat nu pe excepționalism, ci pe promisiunea Evangheliei, că scopul lui Dumnezeu este să salveze o lume căzută prin lucrarea lui Hristos și să o transforme prin slujirea ucenicilor lui Iisus. De aceea, dragii mei, eu nu sunt pesimist. Eu cred că lumea asta e lumea lui Dumnezeu. Eu cred că Iisus Hristos este Domnul în lumea noastră. Și cred că asta ne dă o nouă speranță. Și că cei 100 de ani care au fost minunați, dar cei care vin vor fi și mai buni. Amin.